Bună dimineața! Bună dimineața! No, cum e treaba? Bună, stai? Bună, bună! Bună dimineața, domnul Vali! Cum zici, Sebi? Ăla Gilo, cu Jason, a făcut pari că nu e niciun loc. Și? Care a fost faza la Gilo? La Gilo, Jason cu prietenul Silviu, cu Silviu de la Baia Mare, da? Pare, eu zis că dacă fac o rotă, prima tură, ca aici, e 1.000.000. Dacă fac a doua tură, să nu se oprească, a doua tură, capătă 2.000.000. E, dar cine? Sile către Silviu. Deci, Gheizu? Da, Gheizu. Și cum o zis, Gheizu? Gheizu, dacă face o tură, căpătăm 1.000.000. Dacă face două tururi la concurs, căpătăm 2.000.000. Bun, și? Căpătăm 3 tururi. Apoi camion. Așa, așa. N-ai avut ce să mai zic, nu să mai zic. Nu-i să creadă, așa, ai la Gheizu? Păi, o știu de el, o știu că îi... Dar o focai, cai de măsură acolo, ai văzut? Cea mai frumoasă... Cea mai frumoasă... Eu așa zic, mă plăcut foarte mult. Cea mai tare expoziție ai vrut să zici? Mă organizați foarte frumoasă acolo. Nu tot zic că m-am organizat. Dar la Gilău a pus punctul pe mine. Din toate punctele de vedere, să ai? Așa e, ce frumos, îl vin la căruță, dar la ștranguri acolo, la concursul, nu mai are vechi. E stresat acolo? Da, e stresat, e tare agitat, dar uite, la căruță ce frumos, că și unul, n-am probleme cu el. La lemn, din Andrea, așa fain stă la lemn, când parcă simplu. Când vede oamenii, nu știu, măzarul. Vali, învârte un pic aici să o vedem, te rog, pe prietena. Așa. Adu-mi în partea asta. Foarte frumos e. Așa ține. Hop, hop. Ține asta. Sebi, ai mai dus apa lângă armăsară așa? O sigură, da. Și? Și în grajdă, spate cu în grajdă, unul lângă altul. Înțelegi? Așa e țin. În grajdă, unul lângă altul. Și nu are, toți armăsarii n-au probleme cu ea. Înțelegi? Ăsta-i mânz. El e mânzul din... Cai de pereche, de murde, să ai? Pădure, ăla care amul am coborât. Amul l-am adus cu mașina acasă. Și acum vine băiatul cu celălalt. Cu Bobiță. Cu Bobiță vine și el călare, să ai? Da, vine călare. O să fie doi băieți călare. Domnul Vasi, cum vă simțiți călare pe campionul? Preferatul meu. Ha? Preferatul meu. Frumos. Mândru. Aici la Medeșu au urit oameni simpli, oameni modești, oameni ce iubesc ceea ce fac. Și prieteni?
Ti pre... Da, zi te fac de astea, pe la Roșeni, zi, cu, cu blondul. Vin cu căruțele cu lemne. Așa? Nimic ne pozează. Ne salută. Ne salută, ne apreciază foarte mult că nu se schimbă tradiția. Așa, așa, așa. Așa. Căruțele. Am putea duce și noi, că avem și noi mașină. Am mașină de purtat de lemne. Dar eu mă prefer mai bine cu căruța. Prefer o căruță la zi. O căruță la zi să fie. Nu se mușcă, că tu ești atentă. Aia ce bine că lea, dar nu poate ține cât de... Dar n-are nemțească, știi că îl duce astăzi. Ăsta-i bobiță. Și acum vine bobiță, dă-i cu bobiță pe mijlocul drumului. Dă-i pe mijlocul. Să te vedem. Du-te, bagă-te și tu în ăsta. Așa un pic. Hai câte pe marginea că vii mașinile, că nu încă circulația. Hai să uit cu găbele de astea, nimic nu fac. Nici o treia. Păcăiți-mă. Sebi, la o plimbare? O plimbare, la o Crescătorii de cai. Salut, salut! Thank you.
Hai Sebi! Te salut, vă salut. Și mă bucur tare mult că am ajuns la tine la Medeșu. Comuna Medeșu Aurit la cetate. Așa. La un muzeu. Da, așa că acum venim și vorbim. Fii atent că ți-i calm armăsarul. E foarte calm armăsarul. E obișnuit cu caii noștri. Aici prințesa ta cu iepușoara neagră. Da. Fii atent, o fetiță foarte puternică și iubitoare. Super tare. Să știi că eu până să nu te cunosc pe tine, eu n-am știut de castelul ăsta. Și ieri când am intrat în oraș, da, am intrat, ai văzut, am stat vreo oră pe aici. Da. Da, aveți un loc frumos aici, oameni foarte faini. Castelul e foarte frumos. Îmi place foarte, foarte mult. Fii pătăți și iubitorii de cai care mă cunosc să vină la mine acasă și să simtă bine aici la castel, să avem cetatea asta foarte frumoasă. Mai avem încă toare de taci. O să mergem și acolo, așa, dar mergem fără cai acolo. Acolo plecăm numai cu mașina. Bun. Avem locuri foarte frumoase la noi, cu Lorena. Da. Lorena, hai să te vedem cu iepușoara ta. Cum o cheamă pe iepușoara ta? Zâna? Cum te înțelegi tu cu Zâna? Foarte bine. Da? Ți-i prietenă bună? Adu mai încoace să o vedem, să punem mâna pe ea. Te înțelegi bine cu ea? Da. O iubești? Uh-huh. Hai să o iubim și noi. Bravo! No, dă-te așa să faci acolo. Lorena? Da? Tu, tata tot a vrut să-ți cumpere punei, așa-i? Da. Și tu ce ai vrut să-ți cumpere? Tu ce ai vrut să-ți cumpere? Da, și eu ți-o luat un ponei mai mare, așa-i? A? Ți-o cumpărat un ponei mai mare? Păi că uite-te, în ochii tăi, ea e mică? A? E mare și frumoasă, așa-i? Bravo! Vreau să vezi acum, de copii, toți prietenii mei care-i cunosc, care are copii, i-aș indica ca să nu-și tragă copiii de către animal, că animalul simte copiii, înțelegi? Și îi iubește foarte mult. Sunt foarte mulți oameni, care... De copil mic am învățat, înțelegi? Și mă doare sufletul când văd că îl trage, înțelegi, pe copil de la animal. Bă, lasă că animalul simte că e copil, îl vede că e copil, înțelegi? Vai că ce pățeaș e copilul, uite-te la el, vezi cum simte animalul, ia ce... Poate dacă m-aș duce între cai, ar fi mai agitat caii, pe cum ești acum, înțelegi? Am înțeles. Deci, tu ai vrut să transmiți un mesaj ca părinții să... Părinții, ca să îndrume, să lese copiii la animale, nu să depărteze copiii. De animale și de natură. Și avem frumoasă, eu zic că e foarte frumoasă natura noastră. Mântu și copii, Breton, Radu, Zâna și Nicolae.
Hai, bă! Bine, hai, bă! Asta, bă, bine! Du-te, du-te, du-te acum dacă merge, du-te. O, ce? Ce? Una, una. Da, mă duc Thank you.
Trebuia să tragi un pic din rudă. Adela, da. Hai tragi un pic alele în față. Lanțurile în față pe roata. Scurtează de puțin. Ai noroc cu doamna, așa-i? Da, cu doamna Adela? Da, da. Îi de acțiune doamna Adela? Foarte. Ha? Cum să nu? Mai? Eu nu vindem tăscai dacă... Mai? E bine. E vorba de comoră aici sau de ce e vorba? Ha? Rămâne în familia asta. Așa, asta așa. Nu se zice, știi? Comoră, comoră, cum? Asta nu se zice. Asta numai să vede cine se uită, cine privește. Ajunge, drag. Mulțumesc. Haide într-o. Tu unde mai cădă? Plecăm. Hai copii. Mai avem treaba, da? Mai avem mai mult. Bun așa, tot așa te vei duce, nu? Da, da. Deci nu, nu... Da, eu mă duc liniștit cu ei. Așa, așa, așa. Nu stai liniștit, nu s-a agitat. Am fost la caselul Lonia, din comuna Medeșaului. Acum trecem până de biserica care umblu eu, ortodoxă, din Medeșaului. Cristinel, ce părere ai despre biserica noastră? O biserică foarte frumoasă, are o lucrare foarte frumoasă făcută pe exterior. Un pictor foarte bun. Un pictor bun a lucrat pe biserică. Plecăm de locuință spre casă. O să mergem să bem ceva. După aia o să mergem la cuptoare și le dați. Sunt mai încolo un pic de mine. Așa. Și după aia o să plecăm la niște plantații care sunt făcute de mine. Deci tu normal lucrezi la pădure, cu acești căluți. Îți căștigi pâinea, stai? Da, exact. Dar se ține cont de pădure și la nu? Noi, da, la noi în zona satul mare. Așa. Nu prea să stau la ras, cum să o tăiat în alte părți. Probabil și în alte părți s-o tăiat că au avut aprobări și să au aprobări. Dar noi nu prea tare să pune baza pe lemn la noi pe satul mare. Așa. Și apoi avem și ceva plantații. O să le vezi. Vreau să te duc să le vezi cum arată. Bun, ești curios. Alții prieteni au auzit că să tau păduri și nu sunt. Vreau să te duc să vezi ce frumoasă pădurea avem. Așa, și plantațiile. Și plantațiile. Cumințe sau șoferul meu care când îți prea solicitat eu și nu mai pot, îți prea obosit Corena. Și să și bat în urmă, că și piticul pe asemenea. Asta și la pitic, te rog. O să fie urmașul meu. Hai, mână ca ai, mă, tătucă. Ești foarte cuvință cu asta. Aici Suru e campionul. Și roșu, și el a fost campion. E perechea campionului. Da, exact, la Gilău. Ce furtună a fost aseară, tot s-a rupt aici. Uite-te, se bade prietenul. Sunt copacii. S-a rupt. Domnul de la vântul care a fost aseară. N-are nimica, că doar mi-o colecte. O, dragă! Fii atent, ce frumos, ce armă s-ar lungă ea, păi incredibil. Da, da. Și neagră ta e foarte frumos. Îmi place tare mult de ea. Am zis foarte mult de ea, cred că mi-e dragă.
Trebuie să fac o comentă acum. Urgent trebuie să fac serie. Am ceva, ceva lucru de fapt. Scatola. Hop. Stai rostu? Aici aveți magazin alimentar? Lângă. Sebi, uite-te aici, o chestie frumoasă. Te rog să dezvolți un pic treaba asta. Eu zic că e un lucru foarte bun, nu? Că ești după lângă el, că te rog că l-au fost la noi. Fără nimic. Hop. Aia ce înseamnă? Reciclare? Și nu plastic pe plastic în natură, pe nu? Vezi pe stradă, la noi nu dăm nelăudă. E o comună controlabilă, eu cred că e și curată o comună. Uite pe stradă, vezi? Nu zic că nu poate copiii, dar oamenii nu folosesc plantoane pe marginea străzii. Plus că se reciclează. Exact. Toată lumea știe ce are de făcut, toată lumea vine, fac bine, bine la coș, le sortează. Nu contează, de la copii mici până la bătrâni. Cine vrea? Da, da. Dola. De română. Stai că vine mașina. Da, se vine. Vreau țin aici. Bravo, Lorena. Felicitări. Nel, ce zici de strada mea? E cea mai lungă stradă, 3 km numai într-una aveți. Aici am strămat de statul. Exact, o linie întreagă, 3 km. Cea mai lungă stradă din comuna Mireșor. Aveți o comună foarte frumoasă. Mă găsești foarte ușor. Când vii de la principală. Pe lângă biserică. Pe lângă biserică, numai în jos, pe stradă. Așa. Toți prietenii mei mă găsesc foarte ușor. Ce bine să cunosc cai. Că umblă împreună și lucrează împreună, vezi? Nu se agită. Erau cai străini. Vizinel, să vezi cum erau hărmăsari în două picioare sau... Așa? Vrei tu să mă uiți? Serios? Până acasă vrei să mâi tu? Am venit în mână, dar în două mâni. Unde mă dată? Bravo! Ei, lăsa să mă ajută pe mai. Înseamnă că a fost om cine l-a învățat, așa-i? Crescător înseamnă... Cum se numesc crescătorul ăia care i-a învățat așa bine? Uite acolo! Vezi cu lemnul cum îi spui ca să se oprească? Vezi cum se oprească? Singur! Da, cum? Îmi spui! Tu singur vrei! Nota 10 vrei să stau acasă, îți dau nota 10! Hop, hop. Am ajuns și acasă, că am avut o plimbare frumoasă. Am uite dacă îți place, eu sunt obișnuit cu comuna. Mi-a plăcut foarte mult. Hop. Tragem pe margine, am ajuns acasă, că la mine. Din câte se aude ăsta, zi, generatorul, că nu vine curentul. Nu. Ieri a plouat foarte tare. M-a spărea și tu dacă să nu pățești ceva pe drum când ai venit. Mi-ai povestit că ai avut un drum foarte greu. Da, n-am prins niciodată așa o furtună mare. N-ai prins niciodată așa? Oriunde, și pe beton? Și pe beton? Frumoasă experiență am avut acum. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de Sebi și de mine.
Tot timpul alături de Sebi, nu? Așa, 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 așa. Sebi, ok, de 12 metri pe aia. Oh, aici te-am adus la cuptoarele noastre dacice. Așa. De la Medeșaurit. Așa. Părinții mei au muncit aici la ele. O săpată. Pentru o descoperire. Pentru recondiționare, așa? Exact. Am înțeles. Ne aflăm la cuptoarele dacice. Ne-am oprit la acest tablou. Aici se văd... Să vede cum s-au descoperit multe obiecte care sunt făcute din lut. Acum și găsite după ați ani de zile. Intrăm în muzeul din Medeșaurit. Mă duc ca să-ți arăt acest muzeu. Ca să-l poată să-l vadă toată lumea. Toată lumea, da. Bun, Sebi, no, hai că ne punem în mișcare. Ne aflăm lângă cuptorul de ars, ceramică, din secolul 2 până în secolul 3, dinainte de Hristos. Așa. Asta e unul dintre cuptoare. Partea foarte frumoasă a lucrurilor este că am intrat aici. Nu trebuie să fie cu pasnic, cu ăsta. Deci poate să oricine poate să vină și să viziteze acest loc frumos. Întreaga lume, da. Ne aflăm în muzeul Medeșaurit, cuptoare cele dacice, cum am zis. Avem 12 cuptoare. Așa. 12. M-aș bucura foarte mult, Cristinel, să văd foarte mulți turiști. Care vă vizitează să... Ca să le viziteze. Să vadă cum ai văzut... Cum au trăit străbunii noștri. Străbunicii noștri care au făcut oale, pahare, care le folosiți... Tot felul de chestii frumoase. Da, niște lucruri incredibile, eu zic că sunt foarte frumoase. Și... Aici, la voi, la Medeșaurit, ce se mai poate vizita? La noi, la Medeșaurit, precum am prezentat și cai, avem o cetate foarte frumoasă. Mai poți să vezi, avem restaurante, avem hotel unde poți să vină turiștii ca să se cazeze. Avem o pălincie foarte frumoasă. Zete, o să te duc și acolo să o vezi. Foarte frumoasă. Ca și turist ai obiective multe de văzut, așa? Să vezi, da. Am înțeles. Sebi, îți mulțumesc tare mult pentru că m-ai adus aici la voi la muzeu, un muzeu foarte frumos. Mă bucur că ai acceptat ca să vii la noi în comuna Medeșaurit. Aveți un loc foarte frumos și oameni foarte, foarte faini. Un om fain se află în fața mea, adică tu, soția ta. Sunteți niște oameni foarte simpli, oameni foarte buni și din asta ar trebui să urmărim simplitatea omului și bunătatea lui și să apreciem treaba asta. Eu te cunosc pe tine în urma expozitorilor de cai. Tu ai cai, trăiești cu ei, ei trăiesc cu tine, tu trăiești cu ei întreții familia. Și ce am observat la tine este că tu iubești caii tăi și investești timpul tău și ți-ai investit toți banii tăi în cai. Ăla e un lucru foarte, foarte fain. Mai sunt crescători de cai ca și tine în Medeșaurit? Mai sunt foarte puțini care sunt și bătrâni.
tineretul în ziua de astăzi nu mai se ocupă cu animale, din câte am observat, care, eu zic că nu e un hobby, e, pentru mine e mai mult ca o pasiune. Deci e și o pasiune, dar tu și câștigi pâinea aceea de toate zilele și le pui copiilor tăi în farfurie, nu? După munca asta cu cai, nu? Da, așa e. Da, mergem, mai dăm aici o geană și din câte am înțeles o să vrei să ne arăți ceva, surpriză, vedem pe parcurs, așa e? Bun, Sebi, mulțumesc tare mult încă o dată. Cu plăcere. Aici vedem steagul dacic. Foarte fain. E frumos așa? Da, da, da. Un loc foarte frumos aici la voi. Oare Sebi, ce, daci, ce cai aveau? Ia gândește-te. Bă? Numai murgi. Murgi, așa-i? Mă gândesc că aveau cai aia murgi cu copitele foarte rotunzi. Și flocoși la picioare. Aveau așa? Așa aveau când, da. Știi cum e în poziția lui? Ia pe aia, a mea neagră de acasă. Aha, zici că așa aveau? Stilul ăla de cai aveau daci. Am înțeles. Chiar că m-aș bucura să vină turiști. Drumul e excelent. Foarte bun drum. Foarte deci bun. De la drum, sunt 100 de metri pietruit numai. Nici 100 de metri, 50 de metri. Așa. 50 de metri, îi asfalt, indicatoare sunt. Așa. Sunt indicatoare, ca să poată să nu se rătăcească. Da, dai pe GPS și îți arată direct. Au ce să vină să vadă. Te-am adus la noi în pădure, unde am muncit eu, în igiena pădurilor. Și plus, după ce am tăiat lemnele astea, am făcut și o plantație care vreau ca să recomandez. Să o vedem. Să o recomandez pentru că e făcută și foarte frumoasă și s-o prinzi toți alții. Așa. Noi ne-am oprit aici în locul ăsta, fiindcă tu ai observat ceva. Am observat niște ciuperci. Așa. Frumoase. Ce drăguțe. Probabil dacă... Așa, deci pădurea dă mai multe pentru om și pentru animale. Mai multe posibilități și pentru oameni, ceva normal, care pentru animale e pe primul loc, iar și pentru noi. Dacă n-ar fi pădurile, vezi că și așa e problema. Dacă pădurile astea, cum să aud, cum să... În alte locuri, nu mai prea să stăiate și... N-am avut grijă noi de ele. Acum regretăm mulți. Regretăm pentru chestiile astea. Dar se poate face, uitați-vă. Să pune mâna unul de la unul, mână de la mână și poți să faci. Poți să faci, poți să plantăm și pe viitor copiii noștri o să se bucure de arborii care îi plantăm noi. Din câte vezi, Cristinel, o scurmătură de porc sălbatic. Uite, asta trebuie să grijim pădurile. Că mai trăiesc și animale sălbatice în ele. Vreau să te duc ca să-ți arăt plantații. Mi-am dorit foarte mult și ți-am promis data trecută când ai fost la mine că când ai venit să filmez ca ei tot la pădure, ți-am promis că o să te aduc la o plantație făcută de mine. Așa. Și de oamenii noștri. Așa. De anoși. Uite, acum am timp ca să-ți arăt, ca să nu fie o neînțelegere între noi sau o lăudătură că numai mă laud că noi tăiem. Uite-te aici, ce o plantație foarte frumoasă de anul trecut. Uite ce frumoasă plantație lui. Aici sunt cam vreo 4.000 de arbori de stejar. Așa. Care e plantată de noi anul trecut. Care eu zic că îți place cum... Da. Din câte observ aici aveți... Niște arbori. Au rămas și stejar în picioare. Da, de semințe. Voi ce ați curățat de aici? Carpen, o fă. Am înțeles. Focarpen. Și ați reîmprospătat cu... Stejar. Așa.
Asta ca să se înțeleagă că în România sunt locuri în care nu numai se taie. Exact. Dar oricum nu se taie la ras. Aici nu se taie la ras. Ceva normal, că se vede că nu e la ras. Așa. Așa. E o regenerare. O regenerare, am înțeles. O regenerare, dar nu naturală, că v-a spus voi mână. Aici o foie igienă. Așa, așa. Și eu a ta plăcere ca să, când o văd, înțelegi? Și muncesc tot timpul ăla, săpăm pângă arbore, uite că se vede, muncim pângă el, săpăm. Așa. Săpăm pângă el. Aici se, oricum mai vine pădurarul să uite, așa-i? Păi tot timpul, pădurarul, șeful de ocol, inginerii. Așa, așa. Păi foarte, eu zic că foarte bine amânat și nu s-a uscat. Nu s-a uscat. Uite-te, îi place foarte mult, îi place la stejar. Foarte mult îi place la stejar. Îi place locul, nici nu m-am gândit vreodată că o să fie așa de frumoasă și... Bun, ne punem în mișcare, hai? Da. El, am vrut să-ți arăt ceva frumos. Aha. O mușchi, fain. Un mușchi foarte frumos și uite-te, o floare ca o caracatiță. Oare cum zice la floarea? Eu nu știu cum zice. Nu știu nici eu, exact. Lasă că ne interesăm. Ne interesăm. Foarte, eu zic că e foarte frumoasă și are o culoare foarte frumoasă, negru cu roșu. Aha. Faină. E frumoasă, așa-i? Da, da. Ne deplasăm mai departe, poate mai găsim ceva indice mai frumoase. E chiar o generare adevărată și naturală, nu da. Plantată. Așa se face prin simențiere, când cum l-o sufla vântul. Uite-te la ea ce frumos crește. Un arbor de stejar. Ăla în cât timp va crește? Cum păi... De exemplu ăsta așa, subțirel. Ăsta cam vreo 5 ani de zile, ai, 6 nu... ani de zile, îl ajunge pe carpănul din fața noastră. Îl ajunge? Îl ajunge. Ăsta-i carpăn? Ăsta-i carpăn. Am înțeles. E o pădure de cam de vreo 10 ani. Plantată? Plantată, da. Asta? Asta, da, da, aici, plantată. Nu, am înțeles. Deci, asta ai vrut să-mi arăți acum. Am vrut să-ți arăt. Asta îi... Regenerare naturală. Ceva normal. Așa. Generale. Și ce se întâmplă în spate? Asta e plantată. Ce ați plantat-o voi, așa? Am plantat noi. Am vrut să-ți arăt niște plantații făcute de mine. Bun. Te felicit. Mulțumesc. Cristinel, vreau să-ți arăt o regenerare adevărată și care să înțeleagă toată lumea. Uite, aici chiar că pot să arăt cum se face regenerarea. Uite, cade, aici e un copac de stejar. Așa. Face ghindă. Din ghindă, el toamna, îl suflă vântul. Cum o suflă vântul? Ghinda cade pe pământ. Așa. Uite, deci aici a căzut acolo. A căzut pe pământ, cu vântul, cu unalta, prinde un pic de pământ, uite-te, că se vede, ia, uite, nu e mult în pământ, uite de aici. Așa. Și așa regenerează copacul. Foarte frumos. Păstă câțiva ani, păstă 10 ani, o să fie, dacă nu o să-l taie nimeni, o să fie copac. Uite, vezi cum se vede? Plus, așa o să fie și ăsta al doilea. Tot așa, ghinda e băgat în pământ. Și așa o regenera și el, ia, uite de aici. Ia că am găsit-o. Aha. Uite-te, ce frumos. În capăt, uite, vezi? Tot timpul un capăt iese, uite-te. Da, vezi? Pune înapoi. În capăt, înapoi, vezi? Cu cât ăsta, el are mai multă, vezi? Și frunzele astea e un îngățământ foarte bun, natural, așa? Ceva normal, plus că le și ferește, vezi? Le ține umbră, de soare. Asta e un exemplu foarte frumos. Poate dacă ziceam de regenerare, nici tu nu înțelegeai, dar acum ai văzut. Da, îmi place foarte mult. Și aici e mai mult de la stejar, regenerare. Cristinela, asta e o plantație de acum 7 ani. Am avut cât, și o parte... Cât, ce suprafață? De vreo 3 hectare. Da. Am avut și o parte la ea, la plantat. Așa. Când trec zilnic pe lângă ea, mă bucur foarte mult când o văd. Asta e o plantație, Cristinel, de frasen și de gorun. Roșu. Asta când? Asta e acum făcută de 4 ani de zile. Dar e crescut destul de mare. A crescut. De înaltă. Enorm, pentru că îi place locul aici, a crescut un lăpar, cum se zice la un loc mai jos, un lăpar, un loc păstos, așa. Și foarte multă apă, înțelegi? Foarte multă apă.
Și un pic aici mai pe, aici pe, pe margine, e un pic mai mare, știi? Cu rămas încă dincolo de, de asta, asta da. Poate e greșit de 8 ani aici pe, pe margine. Dacă vedem mai încolo și camera mai încolo, e mai mică, vezi? Cu totul e mai mică. Pisinele asta e încă o plantație, exact să spun, nu știu, de vreo 12 ani, e o răritură făcută de mine, o plantație. Așa, mai tu. Sunt groase, nu groase. Da, dar sunt apropiate. Da. Apropiate, poate. Da, da, da. Aici nu poate. Aici e mai mult poate de fel. Da, aici ai pus să intri, nu? Ia. Așa de acolo. Așa de acolo. Dacă ți aduce aminte, te-am adus la... Da, frumos loc, frumos loc. Îmi face plăcere să-l revăd. Frumos. Acum nu prea avem timp, dar o să mergem... Cu barca. Data viitoare îți promit, când o să mai vin la mine, o să mergem cu barca. Sper că nu te spari așa. Nu, tată, n-am treabă. Nu ai treabă cu... Nu, nu ne speriem de nimica. Lac. De nimica nu ne speriem. E nervos un pic acum apa. Bate un pic vântul. Bate vântul. Dar păi aseară cu furtuna aia, îți dai seama ce, ce era aici. E un lac care se pescuiește aici, privat, se plătește. Plasa asta e pusă pentru despărțirea peștelor. Care aici e tineretul în partea stângă și în dreapta, în larg, îți pești. Păi amare. Deci e o crescătorie de pești. Ne-am oprit la o treabă care trebuie să o rezolvăm. Așa. Că nu putem trăi fără asta. Am muncit de dimineață până, trebuie să și mâncăm puțin, nu? Da, o treabă frumoasă aici, o afacere faină. Îți place faină. La afacerea, da, Alina? O afacere faină. Aprecieri maxime, au terasă faină. Am observat că au hotel în spate, au piscină, piscină în spate. No, treabă bună, bună de tot. Și acum noi am intrat la restaurant. Că noi n-avem timp acum să facem o baie la piscina. N-avem timp, că suntem grăbiți, nu? Da. Trebuie să ajungem la Tășnea la expoziție. Bună treabă. Foarte bună treabă. Sebi, poftă bună, îți doresc și mie la fel. Doresc lucrul ăsta. Să mâncăm. Îi salutăm pe toți iubitorilor de cai și să avem poftă. Și să ne vedem în expoziție cu cai cu frumos și puternic, așa? Da, da. Vreau să văd ceva exemplaruri foarte frumoase. Aici la Tășnea. La Tășnea, da. Mâine. Mai bine.